Biserica poate să judece prin taina spovedanie. Băi, ții un an sau doi diacheți mari sau trei sau nouă sau două. Și ne întoarcem în punctul altui învățător de lege. Auzi, învățătorule, care e cea mai mare poruncă din lege? Și Mântuitorul îi spune să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți și pe Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, din toată inima. Dar nu asta e esența. Nu aici vrea să oprească Mântuitorul. Oare când s-a dat decalogul pe muntele Sinai, când s-a dat cele 10 porunci și le-a trimis Dumnezeu din cer, pe pietre lui Moise și le-a scris cu degetul Dumnezeirii ca noi să le avem azi ca un reper sau ca o sinteză a ceea ce înseamnă morală în lume, credeți că le-a dat ca să venim noi să ne dăm cu părerea asta, o pot eu ține, îmi place asta, nu-mi convine, că nu-i de competența mea. Păi, cum să nu furi? Că dacă nu furi, o leagă, nu trăiești, bă, hai, tai din decalog, e o prostie. Cum să nu curvești, bă, când ești tânăr și fierbe sânge, tai, bă, e din decalog, nu-i bună. Cum să nu răvnești la bunul apropiului cu vincleșul, dar măcar să-i furi un braț de iarbă din grădină sau vaca din priman. Trebuie, cum, să te oprești la o poruncă. Deci, ușor, ușor, omul le înlocuiește pe toate. Deși în Scriptură scrie așa, o singură poruncă din cele 10, dacă ai călcat, vinovat te faci de celelalte. Dacă tu iubești pe aproapele și pe Dumnezeu, nu poți face rău aproapelui. Deci, pentru că toate sunt. Cinstește pe părinții tăi, deci n-ai cum să-i le dai în cap și să spui că iubești pe Dumnezeu. N-ai cum să-i abandonezi, să-i arunci, spui că iubești pe Dumnezeu, cum fac unii. Aia las că-l duc la azil și scap de el. Las că-ți face Dumnezeu azil în casă. Pleacă unul și vin alți trei suferinți și-ți mănânci zilele. Deci nu rămâne polița neplătită. Părinții sunt cinstea copiilor și copiii sunt cinstea părinților. E o reacție în lanț. Oglinda copiilor sunt părinților care au educat. Iar oglinda părinților sunt copiilor educați. Și atunci asta e oglinda imoralității sociale. Fă-i și aruncă-i, gata, nu mai produc. Ăștia, pensia e mică, ce să te încurci cu ei? Du-i acolo la, pe babălâci la azil să moară repede, stau rapid, neîngrijiți, nehrăniți și imediat să termină cu ei. De ce lucrul ăsta? De lipsa de frică de Dumnezeu. Deci nu există poruncă mică sau mare. Toate poruncile sunt egale. Iar Mântuitorul a spus clar, nici o iotă și nici o cifră nu trece din lege până nu se vor împlini toate cuvintele mele. Deci nu ca asta să face, asta nu se face. Sau cum, chiar și babele, pot să fac și o remarcă concretă. A, știți, părinte, zice, nu prea cam să pot să postez tot postul. Mamă, ma ta depune efortul, încearcă și când ai văzut că ți-i rău și nu mai poți, gustă, că nu te omoară nimeni. Dar nici n-ai încercat, a trecut o zi de post și de-ai și băut punga de lapte și kilogramul de brânză, că nu cumva să-ți slăbească rânza, să nu poți bărfi, cleveti și pierde vremea. Dar întâi postești o zi să vezi dacă ai crăpat jos, strigi după primul ajutor și apoi îi spui perfuzia cu lapte ca să-ți revii. Dar nu din prima zi, gata, eu nu pot. L-a luat dracu pe nu în brață și merge cu el înainte. Există un nu care e legat de consecințe anume din împrejurarea vieții și există un nu din răutate, un nu din indiferență, un nu din nepăsare, un nu din lipsă de caracter și un nu din lipsă de credință. Dar de ce să fac eu voia lui Dumnezeu? Că așa strigă dracu în cer. Nu vom sluji ție. Nu vom sluji ție. Nu vom sluji ție. Așa cântă diavolii în cer lui Dumnezeu, deci de unde scăzuți ei din văzduh, numai ca să-L întărâte pe Dumnezeu, adică crezând că îi fac în ciudă. Ei sunt proști, sunt ca copchii obraznici care au aruncat minge în grădină la vecinul și ala le-a tăiat mingea cu toporul. Ce mai învățător de lege întâlnim? Un învățător de lege legat de materie. A venit cu atâta dragoste la Iisus, a venit atât de pregătit, a venit atât de smerit și a zis, bunule învățător, oare ce să fac eu să am viață veșnică? Vă dați seama ce întrebare. Exact cum vin babele și mă întreabă, părinte, ce înseamnă să ții mintea în iad? Să-ți scoși buzele cu ață, cu acu? Că dacă nu poți vorbi, e cel mai mare iad, că nu mai poți bârfi. Deci asta înseamnă, așa să tâlcuiești. Ei, așa și ăsta. O venit să se afle în vorbă, să dea mare.
Și în momentul când a ajuns în fața Mântuitorului, Mântuitorul a luat problema în serios, n-a mai glumit. A zis, totuși îți mai lipsește una, că el știa poruncele, le-a și înșiruit frumos, să-ți vinzi toate câte ai, să le împarți săracilor și să-mi urmezi mie. Ei, vă dați seama că ruptura și catastrofa s-a produs deodată din lipsa de maturitate spirituală, din necoacerea înțelepciunii spirituale și din pripirea spre o treaptă mai înaltă decât este proverbul ăla, și nu-i proverb, e chiar cuvânt din Scriptură, când te duci la mese sau la locuri de cinste. Nu te pune tu singur în față, pune-te mai în spate, că dacă ești în spate și cineva te cheamă mai în față, te bucuri, dar dacă te pui în față și te împinge mai în spate, nu-ți convine. Este chiar într-un text al Evangheliei, cred că Luca. De ce v-am spus lucrul ăsta? S-a întors întristat. Păi, o fi bun Dumnezeu, o fi bună desăvârșirea, dar nu-mi las eu cipanul, nu-mi las eu apartamentele, nu-mi las eu afacerea, nu-mi las eu săculețul cu euro ca să mă duc sfânt la biserica în strană sau să fac liturghie la niște babe bătrâne și zăludi care toată ziua stau la biserică. Sigur, viața trebuie trăită. Și în felul acesta i-a întors spatele lui Iisus, dar și Iisus a dat o replică pentru toate veacurile. Nu este împotriva bogăției, a spus așa, adunați-vă comori și unde fură furul și mănâncă cariu și molea și rugina, dar îmbogățiți-vă și în Dumnezeu, unde n-ajunge cariu, molea, furul și rugina. Că așa pățesc cei ce nu se îmbogățesc în Dumnezeu. Adică mor și vin alții și împart și uită măcar că a existat. Și a spus, cu a nevoie vor intra bogați în Împărăția Lui Dumnezeu, că mai degrabă strecori o cămilă prin urechea acului, mai degrabă strecori o cămilă prin urechea acului decât un bogat în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci iată ce categoric vine Mântuitorul și pune pe cetea și pe această categorie de dregător, bogat și înțelept. Și acum îl avem pe acest învățător, bine, învățători de lege au mai fost, pentru că au mai venit și acum mi-a sclipit mintea la idee, au mai venit la Iisus și l-au întrebat așa, cu ce putere faci tu acestea? Curioși? Dar și Mântuitorul le-a spus, eu am să vă spun cu ce putere fac acestea, dacă și voi îmi spuneți dacă botezul lui Ioan a fost de la om sau de la Dumnezeu. Dacă spuneau că e de la om, huleau și ar fi sărit asupra lor poporul, că știa că Ioan Botezătorul era sfânt. Dacă spunea că e de la Dumnezeu, ar fi fost acuzați că de ce nu respectă ceea ce a lăsat Dumnezeu. Și atunci, ca să iasă ei curați, au răspuns simplu. Nu știm. Unde mai întâlnim acest răspuns? În pleiada babelor ortodoxe credincioase, care le spui, mătușă, fă așa, fă așa, fă așa, fă așa. Și știi ce spune? Părinte, eu-s bătrână și n-aud bine. Vă rog, nu spuneți că dacă știu mai rău, mă pedepsesc. Mai bine să nu știu ca să n-am păcat. S-o crezi dumneata că scapi fără socoteala lucrului trebuit să-l știi? Pe considerentul că ai surzit pe ta când e vorba de ce trebuie să faci și nu când e vorba de ce-ți convine. Ei, așa au făcut și învățătorii de lege când l-au întrebat. Nu știm. Ei, dacă nu știți, nici eu nu vă pot spune cu ce putere fac aceasta. Adică, la omul pervers, psalmistul spune, cu cel cuvios, cuvios vei fi, cu cel ales, ales vei fi, cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. Iar pe cei mândri vei zdrobi, Doamne. Deci ai văzut cum îi persifla Mântuitorul. Și acum învățătorul nostru din ziua de azi, ca să știți ce-i cu învățătorii de lege, ăsta săracul a dat cel mai rău cu bâta în baltă. Cât de vechi o fi fost la sinagogă, nu știm. E aceeași poveste din zilele noastre ortodoxe. Stă câte un popă bătrân într-o parohie 60-70 de ani, îl scoți cu dricul de acolo și încă neamurile nu lasă biserica ca și cum ar fi o proprietate particulară. Și cu greu poți să aduci unul tânăr să facă o slujbă sau să botezi un copil cum trebuie sau să facă o slujbă, să o priceapă babile, să nu se bâlbâie. Ei!
acest meșter învățător s-a trezit în nespusă masă, pe neașteptat, într-o sâmbătă, fără aprobarea cuiva, cu Iisus în sinagogă, care în afară de faptul că a schimbat anumite precepte de exprimare din lege, și aici am să vă duc cu mintea în altă parte, nu-i de la mine, am citit-o, mi-a plăcut și trebuie să o știți și voi. Iisus când vorbea legea, o vorbea ca de la Tatăl. Pământenii când au luat legea de la Dumnezeu, au interpretat-o ca de la ei. De aceea spune la un moment dat Hristos, adresându-se fariseilor și cărturarilor pe un ton destul de aspru: voi cei care ați lăsat părțile grele din lege și păziți numai învățăturile omenești și obiceiurile bătrânești din lege, fățarnicilor care spălați partea din afara blidului, iar înăuntru-i plină de putoare, nici voi nu intrați în împărăție, nici pe alții nu-i lăsați. Adică îi țineți în întuneric. Și ce era cu această lege? Când s-a dat legea sabatului, că de aici a început dușmania între Iisus, n-avea treabă Iisus cu el, dar l-a înfruntat așa, la modul speculativ și categoric. De aici s-a declanșat răutatea în sinagogă. Săvârșindu-se minunea în zi de sâmbătă, bineînțeles că, așa zis un învățător, a și pus accent pe ziua sâmbetei. Dar ce era cu această zi a sâmbetei? Noi știm că noi și poporul iudeu din Egipt le-a spus să țină sâmbătă. Era a șaptea zi, ca o amintire a ieșirii din robie și să nu muncească nimic. Dar la Moise, că scrie la Exod, la ieșire, de la capitolul 24 și 30 ceva și 5 și 2, spune așa: să nu arzi, să nu grabi, să nu sameni. Să nu faci foc, să nu faci mâncare. Și să nu faci lucruri mari în ziua sabatului, ca să nu te pedepsească Dumnezeu pe tine. Exact ce ni se cere nouă azi, duminica. Nu te apuci de tăiat porcul duminica, nu te apuci de tăiat găina duminica, nu te apuci de făcut plăcinte duminica, nu te apuci de spălat rufe duminica, nu te apuci de strâns fân duminica și de prășit duminica. Duminica merg la biserică. Vii de la biserică, aduci o găleată de apă sau dai drumul la robinet, aprinzi becul, pornește aragazul, încălzește o cratiță de mâncare, dar ele sunt pregătite. Asta nu se consideră că tu ai făcut un abuzei. Iudeii au mers din, învățătorii de lege au mers din picătură chinezească în picătură chinezească, până au transformat această stare a sabatului într-o stare de încordare psihologică, că la un moment dat au și inventat: n-ai voie să faci 100 de pași, n-ai voie să calci pe pământ, n-ai voie să apeși clanța ușii, n-ai voie să aprinzi becul. Nebunii din astea, bine, nu era bec atunci, era o paiță. Dar de ce vă spun lucrurile astea? Au făcut din nimic, dintr-un țânțar, au făcut o cămilă. Iisus știa toate lucrurile astea și tocmai astea venea să le contrazică și să le arate că unirea omului cu Dumnezeu prin rugăciunea și cunoașterea Scripturii nu se face în mod forțat și samavolnic. Trebuie să plece dintr-o curăție. Și aici avem două tablouri. Un învățător de lege, sictirit și plin de sine, la el în o gradă, unde face legea cum îi place, și noi știm prea bine, când au făcut sfat, cărturarii cu farisei au zis: o să spunem că hulește. N-are nici 50 de ani și a spus că îl știe pe părintele nostru Avram. O să spunem că hulește. Solomon, împăratul nostru, regele nostru, a făcut templu în 40 de ani și el a spus că în 3 zile îl va străca și îl va zidi. Deci erau atât de proși în guș la minte că nu înțelegeau terminologia pildelor Mântuitorului Iisus, cât de adânci și de ascunse erau. El se referea la templul trupului, la restaurarea omului în Hristos. Dar ei credeau că e vorba de templul lui Solomon. Ei, și spune, au făcut sfat să-l prindă și să-l omoare. Și atunci, tot în Scriptură avem consemnat și faptul acesta că mulți dintre căpetenile și farisee și cărturarii Vechiului Testament mai credeau în Iisus,
Dar de frică să nu fie zvârliți afară de la sinagogă, nu mărturiseau, ci țineau tăinuit și tăceau. N-am văzut, nu știu, nu mă interesează. Așa facem noi când vrem să astupăm. Voi, păi, nu am habar, dar ea știe tot, nici securistul nu știe ce știe baba. Ea e în ton cu totul, cunoaște filiera, ți aduce și ce număr purta la pantofi alba de zăpadă. E stilul femeii, să-i scodească. Asta e genul, că atunci n-ar fi venit șarpele aia, s-ar fi dus la vreo butulugă de răchide. Și în momentul când a văzut pe Iisus că predică în sinagogă, nu l-a iritat atât de tare. Ce a zis, ce o să știe mai mult ca mine? Lasă, știu și eu legea. Dar deodată privirea lui Iisus s-a țintit spre acea femeie gârbovă. Ce înseamnă om cocoșat? Ați văzut, cu nasul în pământ. Îi crește gheabul ăla mare de la spondilita anchilopoidică netratată. Se deformează oasele. Face așa ca o minge în spate și vii cu nasul în pământ. Simbolul acestei babe gârbove, acestei femei gârbovite, este simbolul strâmbării legii celei vechi prin călcarea învățăturilor așa cum au fost date de la Dumnezeu Tatăl și așa cum au fost ele înțelese și puse în practică pe pământ.